sprijin pentru familiile sinistrate în urma inundațiilor din județul Galați. Sute de familii greu încercate de inundațiile de anul acesta din județul Galați au primit în această toamnă lemne de foc pentru iarnă, dar și articole vestimentare și încălțăminte prin două programe eparhiale inițiate de Arhiepiscopia Dunării de Jos. Potrivit unui comunicat de presă al Arhiepiscopiei, o altă etapă a sprijinului ce se va desfășura în perioada imediat următoare constă în oferirea de sobe noi familiilor sinistrate. Mai multe detalii aflăm într-un material semnat de colegii mei de la site-ul agro-tv.ro. Peste 1500 de persoane beneficiază de programul prin care au fost achiziționate special articole vestimentare și încălțăminte pentru adulți, bărbați și femei. Se arată într-un comunicat de presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, citat de Ager Press. Potrivit sursei citate, darurile au fost pregătite de preoții și voluntarii din zonele sinistrate și apoi oferite în bisericile parohiale. În localitatea Pechea din județul Galați, Arhiepiscopia Dunării de Jos s-a distribuit pentru familiile sinistrate lemne de foc din esență de fag, iar până în prezent au fost transportați și oferiți 1000 de metri steri de lemne de foc din cei 3000 de metri steri comandați pentru a fi aduși în zona sinistrată. O altă etapă a sprijinului ce se va desfășura în perioada imediat următoare constă în oferirea de sobe noi familiilor sinistrate, se mai arată în comunicatul citat. Doar în localitățile Pechea și Cudalbi, peste 200 de persoane au primit ajutor din partea bisericii. Prin programele implementate în această perioadă de Arhiepiscopia Dunării de Jos cu sprijinul unor parohii din țară și străinătate.